Peste 48.000 de cereri unice de plată au fost depuse în județul Suceava la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Cele mai multe cereri unice de plată din întreaga țară au fost depuse în județul Suceava și anume 48.970 de cereri. Cererile fără penalizări s-au depus până la data de 10 iunie, iar pentru fiecare zi în care a fost depășit acest termen s-au calculat penalizări de 1%. Solicitările care au fost depuse după 5 iulie nu mai sunt admise, iar fermierului nu i se mai acordă niciun fel de plată sau sprijin. În același timp, de marți 5 iulie a început autorizarea la plată a schemei de plată pentru ajutorul Național tranzitoriu în sectorul zootehnic, schema decuplată de producție în sectorul carne specia bovine. Plafonul total alocat este de 97,4 euro pe cap de animal.